So if you want to raise a hand or, you know, let us know somehow, and we can provide a device with brand new earplugs for you, so you can understand and enjoy the service this morning. We do have an English sermon, but everything else probably is going to be in Romanian. So we welcome you, and we want God blessings upon your life. Amen. Dacă totul este pregătit, se poate derula începerea serviciului de cununie religioasă din dimineața aceasta, dorind binecuvântarea Domnului. Haideți să cântăm o cântare. Să-i dăruim cu bun.
Що не помсти кріше, Пане, у любіре, що не на сам Ісус Путрац випала та. Să fie Domnul. Așteptăm intrarea celor care sunt pregătiți în dimineața aceasta și ne fac bucuria de a fi împreună.
acela să vă rog să stați să ridicați, timp în care mirii vor îngenunchea și vă mulțumi pentru ziua aceasta. Totodată îl invit pe fratele Cosmin Ghiurău să vină și să ceară binecuvântarea Domnului peste serviciul religios din dimineața aceasta. Dear Heavenly Father, we come before you this morning, and we're so thankful for the joy that you have brought into our lives. Thank you for this amazing morning that you brought us here together to celebrate this marriage, to celebrate the marriage of Diana and Jason, Heavenly Father. I ask in the name of Jesus that you bless our time here together, your Holy Spirit to work in our presence, Heavenly Father, and I ask that every single thing that's done here today to be for your glory. We thank you, we glorify you, we honor you, and we ask this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Vă rugăm să ocupați locul. Doresc să spun un bun venit astăzi celor doi în calitate de mir și mireasă, respectiv fratele Jason Morhan și Diana Sab. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Astăzi voi sunteți oarecum în centrul atenției și voi sunteți subiectul bucuriei noastre. Privim la voi cu plăcere și lăudăm pe Dumnezeu pentru că ați ales cu înțelepciune să vă începeți viața de căsătorie în biserică sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă vouă v-am spus un bun venit, vreau să salut și familiile din care faceți parte, părinții voștri și familiile extinse. Salutăm familia Morhan, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Salutăm familia Saf, de asemenea, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din partea familiei Morhan, mai sunt rude în țară, probabil se uită la această slujbă. Dorim binecuvântarea Domnului și peste voi, acolo unde sunteți. Mama provine din familia Mateaș și toată familia este în United States. Mateaș sau Mateaș? Mateaș. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru creșterea lui Jason. Un părinte are datoria de a crește fizic, dar și spiritual. Am avut o plăcere, o bucurie, o delectare atunci când m-am întâlnit cu ei să constat frumoasa creștere spirituală de care a avut parte fratele Jason. Dumnezeu să-l binecuvânteze și astăzi să-l ajute să preia rolul de soț și, mai important ca toate, să fie un lider spiritual în casa lui. De asemenea, partea familiei Sav, fratele Dan, astăzi este însoțit de prieteni și de frații de la Biserica Grace, pentru că o parte din familia lui, de asemenea, locuiește departe, unii în Spania, alții în România, și pe voi vă salutăm și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Mama, sora Dana, provine din familia Toplean, o parte din ei sunt în România, o parte în California, o parte în Texas. Vă spunem tuturor bun venit și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să ascultăm acum pe sora Ligi cu un song, cu o cântare spre slava lui Dumnezeu. Apoi, grupul de domnișoare de onoare vor slăvi pe Dumnezeu cu o cântare. Before I start singing, I just want to say congratulations, guys. And I'm so happy to be part of your special day. And oh my. Diana, throughout the years, we became so close, and I'm so thankful to be here. And I consider you my family, and I'm so thankful for everything that, how close we got and everything. And I pray that God blesses you guys and that you, put God first in everything, but that you have a blessed wedding day, and more importantly, a blessed marriage. Okay.
I did say
sufficient in every time of need. My love will be the anchor that you can hold on to. This is the promise. This is the promise I made to you. I never said that friends would never turn their backs on you, or that the world around you wouldn't see you as a fool. But I did say, like me, you'll surely be despised. And I did say that my ways confound the wise. I didn't say you never taste the bitter kiss of death, or have to walk through chilly Jordan to enter into rest. But I did say I'd be waiting right on the other side. Yeah, yeah. And I did say I'd dry every tear you cry. Călătoria este foarte frumoasă când este însoțită de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare. Dacă am mulțumit familiei Murhan pentru creșterea spirituală a lui Jason, cred că este bine, este normal, natural să aduc mulțumiri și bisericii Betel pentru creșterea, pentru aportul care l-a avut în creșterea lui Jason. Aș vrea să adresez aceste mulțumiri fratelui păstor Nicu Bârsan, care în dimineața aceasta ne-a făcut bucuria și a răspuns invitației de a fi la nuntă. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sora Diana Sav a slujit și continuă să slujească în cadrul Bisericii Grace. Amin! Biserica să spună amin! Ca lider la școala duminicală. În dimineața aceasta, departamentul școlii duminicale din cadrul Bisericii Grace are o surpriză. Dorește să cânte o cântare și să rostească o poezie. Suntem alături de voi și vă dorim binecuvântare. După cântarea departamentului școlii duminicale, rog corul de fete să slăvească de asemenea pe Dumnezeu.
Am venit și noi la nuntă, cu toții să ne unim, un cuvânt ca să le spunem celor doi care iubim. Vă urăm în căsnicie să aveți pururi cer sănin, călăuză să vă fie harul Domnului Divin. Calea voastră preserată să vă fie doar cu flori și viața desfătată în când de privighetor. Iar această e credință să luați cu voi pe drum, care orice suferință ia, El va sprijini pe drum. Prima floare am dragostea, ce-i pentru voi să păstați cu grijă în inimi necesare la amândoi. Floarea aceasta e răbdare, ai grijă să nu o pierzi, că din data ce ai pierdut-o, nu știu dacă o să o mai vezi. Floarea aceasta e bunătatea, să luați cu voi acum, fie în nor, fie în furtună, ea va sprijini pe drum. Printre florile alese și blândețea v-am adus, cu ale parfum puternic vă îndrepte pași în sus. Floarea aceasta e înfrânarea, datorie și curaj, ea atâta frumusețe, ea acest bobocel gingaș. Floarea cea mai prețioasă este pacea lui Hristos, să o păstați cu grijă în inimii, căci vă iese de folos. Ceartea, ura și mândria în buchet nu am luat, tot așa în căsnicie să nu fie niciodată. Domnul cel din veșnicie vă dă veșnic gânduri bune, cu virtuți fără de număr viața să vă încunune. Pacea cea din... pacea să vă însoțească, Domnul prin asta iubire, să aveți numai gânduri bune, să aveți numai fericire. Să lăudai
După cântarea corului de fete, vom asculta primul mesaj predicat de fratele Moise Zaha în limba engleză. Domnul să dea har, ungere și binecuvântare. Love will never fail. Love is patient and kind and hopeful and trusting. Love will never fail. Love is patient and kind and hopeful and trusting. Love will never fail. Love is patient and kind and hopeful and trusting. Love will never fail.
Praise God. What a beautiful morning and what a wonderful privilege to be here to share in the wedding of Diana and Jason. It's a privilege for me to be here and to be invited to speak. I've received this invitation some time ago to preach at their wedding, and I was in a small dilemma at the time. I had an invitation with my school to travel to Israel on a sponsorship, and I said, I cannot do that. I know I made the right choice, and it's a pleasure to be here. It's a joy to see Christ radiating this place in your lives, and what a joy it is. Let's turn our attention now to the Word of God, and very briefly this morning, nobody likes long preaching at weddings, right? But I want to look at a few very key points for them as newlyweds this morning, and for us, for those of us who've been married for a while, some things that are foundational for our lives as couples, as married people, to walk in this life. I've known Diana for a few years now and watched her dedicate her life to God and grow in the Lord as she attended our youth services here at Grace on Friday nights. I've seen her seal that commitment to Christ through the water baptism. And she's always been very reliable. If I ever needed help with something, I knew I could trust Diana. I knew I could rely on her. She's also involved in Sunday school, and she does a great job there. I'm going to talk about Jason too, but first, I want to share with you the title of my message today. They don't know what I prepared for this morning, but my message for you this morning is this: two are better than one. Now, I remember Friday nights and having the youth come here, and I've seen Diana come many times, but there was one Friday when something was different. I watched Diana come in, and this time she didn't come alone. And I looked, and Jason came with Diana this Friday, on a particular Friday, and then he started coming again a few times. And when I saw Jason coming with Diana, I thought to myself, two are better than one, right? Some time later, I found out that Jason, along with Diana, is helping in Sunday school too. And I thought again to myself, two are better than one. It's a gain for our church, for the kingdom of God, and may God be glorified. So my message this morning is this: two are better than one. And I got this message from the book of Ecclesiastes, chapter 4. And I would like to read very briefly a few words from chapter 4, starting in verse 9 through verse 12. Let's pay attention in our hearts to the Word of God. Two are better than one, because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. What a wonderful passage this morning. And I know these are the words of the wisest man that ever lived. And if we were to look at this, I was thinking these are like words out of the journal of a wise man. How much I would love to read the words, the journal of the wisest man that ever lived. And here they are. God put them in the scripture for all of us to learn from. Now, obviously, I acknowledge that Solomon here writes in the context of friendship, companionship. But there's some principles here, some truths here that so wonderfully apply to marriage. And I want us to look at those. The truth that he states here, and he begins with, is this big statement: two are better than one. And I want to make two points here: two are better, one by design and by desire. Two are better than one by design, because God made us that way. God designed us that way. I want to read to you from Genesis chapter 1, verse 26 and 27.
Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Now, chapter 5, verse 1 and 2 summarize the creation of man with these words. When God created man, he made him. He made him in his in the likeness of God. He created them male and female, and he blessed them. God made us by design a plurality, male and female. Jesus restates this truth and applies it to the marriage relationship in the book of Matthew in chapter 19 when he says, haven't you read that at the beginning the Creator made them male and female and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. This was God's design. And two are better than one, because God made us that way. God made man in his own image. He made them male and female. And this is the beauty of how God made us, because God made us with that ability to communicate, to interact, to commune with each other. We crave that. We crave relationships. No man can live by himself, isolated and alone, and have a right mind. We were created with this desire and need for relationships. You, together now, two, are better than one, because God made you that way. God designed you that way. Think with me about Adam for a moment. Adam was the only perfect man before the fall, right? Think of him, perfect man, in a perfect world before the fall. Perfect world. In a perfect relationship with God. What else could you ask for? And yet, God declares in Genesis 2:18, it is not good for man to be alone. Even in a perfect world, even a perfect man, even in a perfect relationship with God, is not good for man to be alone. But God doesn't just stay the problem. God provides the solution too. And God says, I will make a helper suitable for him. And this is why God created us, male and female. By design, we were created to complement. Only after the fall, we compete. Only after the fall, we argue, we fight. But we were created by design, by God, to complement each other, to be in relationships with each other. How wonderful this is. And two are better than one by desire. You see, God designed us with a deep need and desire for companionship. From little babies crying for mother's attention to people of old age and everybody in between. Everyone's greatest fear is loneliness, is to be alone. To have nobody to their side. And it's everyone's desire to be in relationships, in companionship. Two is better than one. Diana and Jason, you're here today as a result of how beautiful God created you. As a result of God's beautiful design. And also of your desire for each other's companionship. Today, you want to seal that for the rest of your lives. And may God bless you. I want to look really quick now at this text that we've read and very briefly state here and look at five foundations for a solid marriage. Not just theirs, their stars today, but all of us who are married in this place. Let's look at these things, at these five truths, and if in any way your marriage needs help or improvement, maybe this can help you this morning. First truth we find in verse 9, two are better than one because they have a good return for their work. And first foundation I want to put here for a solid marriage is work together. Work together. You see, work is foundational in marriage. Probably nobody wants to hear about work on a day like this. But let me just say that without work, without a lot of work, there cannot be a successful marriage. And that's the truth. There's going to be dishes to wash. There's going to be
breaks, to repair. There's going to be so much work that unless you work together, you're going to feel the weight of all that work break you. But there's power when you work together. And I've read about a Belgian draft horses. Now, they're the most popular horse breed here in the United States. And I read this report that said that a good horse can pull up to 8,000 pounds. 8,000 pounds. But the same report, the same study said that if you put two horses that have been trained together, yoked and trained together to pull, they pull, you know how much? Not twice, 16,000 pounds, but four times more than they could do alone. Up to 32,000 pounds. It is like that in marriage too. It is like that in life. Things that you can do on your own are limited. You can do up to a point, maybe a lot. But there comes a point where two of you working together, you can reach so much more than you could ever do on your own. And this is what is key to success in a marriage. Work together. Work together. Maybe as a parenthesis here, this is one of the reasons the scripture tells us, do not be unequally yoked with those in the world. Because when you pull in one direction, the others, it's not equally yoked. If it's not equally yoked, it's going to be hard work, back-breaking work with not much results. We're called to pull together, to work together. As a parenthesis here, an example, my wife loves to put the dishes in the dishwasher. I, on the other hand, it takes me 15 minutes. She's done in 2.5 seconds. I like to take the dishes out when they're clean. It takes me 3.5 seconds. She says, go ahead, honey. Working together, we do this in no time at all. This is life, and this is marriage. You're going to find that working together, you achieve so much more. Work together. But I want you to know one more thing. God is at work in your lives. And the work I want to talk about is not just the work that you do as a routine every day, the things that need to be done, fixing around the house and all those things. There's a work that God is doing in Jason's life. And there's a work that God is doing in Diana's life. There's a work that God is doing in each one of us. I like a quote by Tim Keller, who's a pastor of a large and growing church in New York, Solid Church, is an author. And he said this. This is a quote from his book, The Meaning of Marriage. Wonderful book. Great book, by the way. And he says, within this Christian vision of marriage, here's what it means to fall in love. It is to look at another person and get a glimpse of what God is creating and to say, I see who God is making you, and it excites me. I want to be a part of that. I want to partner with you and God in the journey you are taking to his throne. And when we get there, I will look at your magnificence and say, I always knew you could be like this. I got a glimpse of it on earth, but now look at you. You see, God is creating his image, restoring that image back in all of us. God is making us daily and more like Jesus. We're in this work of sanctification, in this process, and God is at work in our lives. And Diana, Jason is God's tool of sanctification in your life. And Jason, Diana's God's tool of sanctification in your life. Partner with God in each other's lives to help you become more like him. Work together. Submit yourselves to the work of God in you and partner with him. Because in this way, your marriage will be successful. I'm going to move on quickly. Second thing here is walk together. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him. You see, a life of marriage is like walking on a life journey. It's a journey you embark together. And it's this journey, when you say I do, your paths come together. From now on, you don't walk alone. Now you walk together. Now you walk in the same direction. And this world can be a confusing place at times. Could be a dark place at times. It's good to have somebody with you.
It's good to have somebody that comes along and says, well, we're going to work together, we're going to walk together. And if one should fall, have somebody. Be the one that always lifts up. The scripture tells us that we are to walk in the light. And the light that we walk in is the Word of God. Psalm 119 verse 105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Walk in the light every day. Walk in truth. Be truthful and open with each other every day. Walk in unity. Resolve issues right away. Don't allow them to put a wedge between you. Walk in love. Walk together. And let love permeate everything you do. Everything you do, do it out of love. You see, the bar is high, Jason. You're called to love Diana like Christ loved the church. That's not an easy task. For God doesn't just love us when we're lovable. Christ loved us while we were still sinners. While there was nothing lovable about us, Christ loved us, the church, and died for us. And in the same way, you're called to love Diana. And Diana, your love for Jason means submitting to his leadership and authority. Following him as he follows Christ. Sometimes when you live next to somebody day in, day out, that doesn't come easy. It takes a little bit of effort. And in the same book, Tim Keller says, to be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. It liberates us from pretense, humbles us out of our self-righteousness, and fortifies us for any difficulty life can throw at us. To know somebody with all their imperfections and love them deeply, that's the kind of love Christ showed us, and that's the kind of love we are called to. I want to move on quickly to the next point, which is in verse 11. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? This world can be a cold place sometimes. People are mean. Work can be hard. Bosses can be unreasonable. Money can be tight, health may be shaky. Such is life. But always have a warm smile for each other. Always find a kind word to give or a loving embrace, a reassuring embrace that says it's going to be okay. You see, when Jason's come home from work and maybe stressed, he needs to see that at home. He finds that security, that peace, that place where he knows it's safe here. It's safe here. You guys need to create that in your own house. Keep it warm. Keep your romance warm. Keep your place a place where you and God have that intimacy and that fellowship that nobody beyond your front door knows. Only you. Make that a place of bliss. A place where you know you can leave all your problems out. It may rain and pour outside, but it's nice and warm inside. Make it like that, and may God help you. Be a source of encouragement and of faith. Always lift each other up. And as you do, you will come back when you give and receive. May God always help you be like that. Because verse 12 also says, though one may be overpowered, two can defend themselves. And you're called to withstand every attack that may come upon you. You see, no other God-ordained institution in our time is under more attack than the sacred institution of marriage that God created. Marriage in our days is ridiculed, redefined, or renegated as archaic by those who despise it. Yet marriage is a holy covenant. It's not just an agreement between two people. It's a holy covenant between you and God. Keep that sacred. Protect your marriage.
Keep your wedding vows sacred. Guard against the attacks of the devil, and don't let the enemy infiltrate your camp. Throw out any source of temptation. You see, if up until now you searched and you looked, today your search ends. You found the one that God has planned for you. From now on, keep that holy and sacred. Lock the world outside, any temptation and everything, because God's objective for marriage is a loving relationship of oneness. Jesus said this in Mark 10, verse 9, therefore, what God has joined together, let no man separate. Be vigilant, on guard. Keep your vows to the end. And may the Lord help you. Because in God's math, God's marriage math, it's a little bit different. 1 + 1 = 1. One man, one woman, in marriage before God, they become one flesh. Don't ever let anything separate you from that. And finally, I like this last part of verse 12 that says, a cord of three strands is not quickly broken. Jason and Diana, I'm completely confident that you will strive to work together and walk in unity. You'll warm each other and you will withstand difficulties. And how can I be so sure? How do I know this? I know this because each one of you have centered your lives on Jesus Christ. And you're committed to have Christ in the middle of your marriage. What will make your marriage endure is Christ in your lives. Jason, Diana, marriage is wonderful. Marriage is great. But it's not heaven. Diana, Jason is not your savior. And Jason, Diana is not your savior. God made us with a deep need for him, for community and communion with him. And nothing and nobody can ever replace that. You were created first and foremost to have fellowship with God. Make him part of your life. Make him the third strand in your marriage. Because this is the place where two is not better. Three is better here. Because two, right now, coming together, can unwind. But with Christ in the center of your life, when he is there, your marriage will withstand. Your marriage will last till the end. A marriage of two cords is insufficient. Have Christ forever in your lives. Live a life of worship. Make him the first. And in conclusion, I want to say that when you build your marriage on this solid foundation, it will last forever. This is my prayer for you. May the Lord be the third strand in your marriage, and may he keep you and make you help you keep this vows to the end. Amen. Amen. Dacă ați reținut, work together, walk together, warm together. Noi am vrut în dimineața aceasta să make sure că fiecare is not that warm. Am pus AC-ul foarte jos. Am citit săptămâna aceasta că distanța de la romantism la reumatism e foarte scurtă. În viață pornești cu romantism și dacă nu veghești și nu l-ai pe Domnul în tine care să-ți umple inima de iubire, poți să ajungi la un reumatism fără romantism. Dar Dumnezeu să ne ajute să păstrăm dragostea ca o flacără vie până la capăt. Astăzi, cel mai important, pe lângă această audiență frumoasă, fiecare zâmbește. Atâta cât frigul îi permite. Pe lângă cei care suntem aici, e Dumnezeu. El este martorul din umbră, care este astăzi la nunta voastră. Și în baza legământului pe care îl veți face în scurtă vreme, el va onora căsătoria voastră. Păstrați-l pe Dumnezeu și veți fi binecuvântați. Aș vrea în continuare să ascultăm două tinere, Salome și Miriam, cu un cântec, apoi Annalie, Sarah și Emma cu un song, fratele Gabriel cu cel de-al treilea.
We're happy to be with you here on your special day. May God guide you on this new journey ahead, and may you always remember, you will never walk alone. Thank you.
Jason, Diana, we love y'all. We pray that your marriage is not only full of love and happiness, but that it is deeply rooted in God's truth and his word. We love you guys so much. And I pray that God blesses you and your future family. We love you. Try to leave me, God said.
Se cântă, se vorbește așa de mult astăzi despre iubire și despre dragoste. Iubirea și dragostea a fost înainte de noi. Iubirea și dragostea o avem astăzi prin Dumnezeu și Hristos, dacă într-adevăr îl avem pe Dumnezeu în inima noastră. Și după ce noi vom trece și nu vom mai fi, iubirea și dragostea tot va fi. Pentru că iubire și dragoste este Dumnezeu, este Hristos. Fie iubirea și dragostea cu voi, peste casa voastră, peste tot ceea ce veți fi voi, ca familie. Și iubirea asta despre care s-a cântat așa de mult și voi cânta și eu în ziua de astăzi să vă învăluie în fiecare dimineață, să cereți și să credeți asta. Amin. Cea sfântă ți-aduce viață și pace și zâmbet când totul ți-e greu. Ți-alungă tristețea și plânsul de sub ploape. Se ninge în jurul tău, se ninge în jurul tău. Ce sfântă te-nvață cărarea spre ceruri, să ajuți pe cel ce-l vezi lipsit. Cu a ta privire înspre ceruri, să ajuți pe cel ce-l vezi lipsit. Domnească ea iubirea sfântă și în iubire vom trăi, chiar dacă viața se va șterge, iubirea însă va domni. Domnească ea iubirea sfântă și în iubire vom trăi, chiar dacă viața se va șterge, iubirea însă va domni. Duce viață și pace, un zâmbet când totul ți-e greu, ți-alungă tristețea și plânsul de sub ploape. Se ninge în jurul tău, se ninge în jurul tău. Iubire ce sfântă te-nvață cărarea spre ceruri, să ierți când alții ți-au greșit. Cu a ta privire înspre ceruri, să ajuți pe cel ce-l vezi lipsit. Domnească ea iubirea sfântă și în iubire vom trăi, chiar dacă viața se va șterge, iubirea însă va domni. Domnească ea iubirea sfântă și în iubire vom trăi, chiar dacă viața se va șterge,
iubirea însă va domni. Amin. Haideți să stăm ridicați și să cântăm o cântare împreună, după care vom asculta cuvântul Domnului predicat de fratele păstor Nicu. Îl binecuvânteze. Domnul Sfânt,
Să rămânem în picioare, ascultând cuvântul Domnului, care se află scris în Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecarei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o lase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă rog, reocupați locul. Iubiți miri, iubite familii, iubită Biserica Domnului Iisus, mă bucur ca în ziua aceasta să fiu aici. Aș vrea să spun cu respect, cu dragoste sinceră, iubesc familia Morhan și apoi, din moment ce v-ați înrudit și cu familia Sav, vă respectăm, vă iubim și suntem la căsătoria copiilor voștri. Eu spun cu toată sinceritatea, așa mult am fost ajutat de bunicul lui Jason, care astăzi este mire, când mi-a fost mie mai greu în viață și m-am confruntat cu o situație nemai întâlnită, o fată bolnavă și soția îmbolnăvindu-se de cancer. Fratele Mateiaș, bunicul lui Jason, aproximativ 6 luni, poate și mai bine, în casa surorii lui Angie, mama lui Jason, în fiecare seară aproape, timp de mai bine de 6 luni, cum amintisem, ne-a purtat în rugăciuni. Și dacă astăzi eu sunt aici împreună cu soția mea și mare parte din problema care eu am avut-o cu boala fiicei mele, agresivitatea din viața ei, n-am cuvânt să mulțumesc lui Dumnezeu ca niște oameni în momente grele ale vieții, bunicul tău, Jason, a fost trup și suflet pentru mine. Nu voi intra în detalii, cu jertfă și cu împotrivire până la sânge. Încă n-am văzut un alt frate să se pună chezaș pentru mine ca bunicul lui Jason. S-a împotrivit chiar până la sânge, fizic vorbind, într-o luptă pe viață și pe moarte. Și în ziua aceasta eu mă găsesc aici declarând că bunătatea lui Dumnezeu a fost pentru familia Borhan, pentru familia Sav și dacă voi ca părinți vă vedeți astăzi copiii mire și mireasă, este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
primul verset, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Fraților, nu știu dacă în Biserica Grace este vreun partener care a rămas singur. Să dea Dumnezeu toți să fiți împreună cu partenerii de viață, soți, soții, să fim împreună. Ce durere! A citit-o Dumnezeu! Și Domnul Dumnezeu a zis, când Dumnezeu vorbește de o problemă, problema aceea există, problema aceea e adâncă și nu poate rezolva altcineva. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Orice bărbat care astăzi a venit cu soția aici, orice soră care a venit împreună cu soțul aici în casa lui Dumnezeu, eu cred că dumneavoastră sunteți conștienți împreună cu mine că Dumnezeu ne-a favorizat. Mare, mare parte din bucuria sufletească pe care noi o avem este că ne trăiesc partenerii de viață și în ziua aceasta spunem din toată inima noastră, lăudat să fie Domnul. El care s-a îngrijit ca un bărbat, așa cum spunea și fratele Moise, nici în rai, în frumusețea creată de Dumnezeu, nu te simți bine singur. Și semănăm tare bine lui Dumnezeu. Eu aș vrea să citesc și din Evrei, capitolul 2, versetul 10. Se cuvenea, în adevăr, că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Fraților, îi semănăm lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se simte bine singur. Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Asta e dorința lui Dumnezeu. Și-a propus lucrul acesta și îl va realiza în totalitate. Dumnezeu este suveran și nu se simte bine singur. Noi cum îi semănăm lui, că ne-a creat după chipul și asemănarea lui, nu ne simțim bine singuri, nici în rai. Omul cel mai desăvârșit, cel mai capabil, nu se simțea bine singur. Dovada că nu se simte Dumnezeu bine singur e din Evrei 2, dar mai amintesc și ce a zis Domnul Iisus Hristos pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă era așa de bine singur, trebuia să spună, te laud, Tată, că m-ai lăsat singur. Nu! Fiul lui Dumnezeu a strigat și în momentul când trebuia să plece din lumea aceasta, a mai declarat ceva. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Apoi și-a plecat capul și a plecat la Tatăl să fie cu Tatăl. Dumnezeu nu se simte bine singur. Noi nu ne simțim bine singuri. Dumnezeu ne-a creat să rămânem ca bărbați lângă o soție, ca surori lângă un bărbat, lângă soț. În ziua aceasta noi recunoaștem că dacă există un cuvânt care ne-a mișcat pe noi, dați-mi voie să fac o paranteză. Eram fecior, mă bucuram, mergeam cu băieți pocăiți, era o bucurie extraordinară. Misiuni, bucurii, bucurii. La un moment dat un prieten de-a meu îmi spune, măi, Nicu, este o soră la mitocul Dragomirnei care face niște tablouri foarte frumoase. Are un dar de a picta. Dar n-ai vrea să scrie acolo un verset, așa un verset care îți place cel mai tare din Scriptură? Alege tu un verset. Mitică, mitică Fedor, unii îl cunosc. Mitică, ba da, te rog să-i spui la sora aceea să-mi facă și mie un tablou. Și ce verset să scrie? Fraților, eu vă spun la modul cel mai sincer. Cuvântul care m-a rost pe mine în tinerețe cel mai mult, mai ales când am ajuns aproape de 30 de ani și nu eram căsătorit, și când mă luau frații la întrebări, dar nu te însori? O deveni pentru mine așa un stresant să mă duc printre frați și să mă mai întrebi încă ce. Nu mai spun de mama, nu mai spun de tata.
Când veneam acasă, mă, și tot singur, mă, dar nu vorbești cu nimeni, dar nu te căsătorești. O ajuns ceva exasperant pentru mine. Mă gândeam de acum, ba, Damidi, că am un verset preferat. E cuvântul care mă roade cel mai tare. Care? Acolo, așa să scrii pentru mine pe verset, acolo pe tablou. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Am să-l țin cât îs fecior și după ce mă căsătoresc, dacă mă căsătoresc în România, îl pun acolo la loc de cinste, cum spuneam noi în sufragerie, când o intra în casă să zic, băi, uite că nu mai sunt singur. Dumnezeu a zis că nu-i bine, mi-a purtat de grijă și mi-a făcut tabloul. Eram singur și când intram în casă și închideam, după bucurii, bucurii în Duhul Sfânt, și când închideam ușa și eram singur între patru pereți, mă uitam la versetul acela și spuneam, Doamne, ce adevăr ai spus cu mii de ani în urmă. Și era secolul 20, acum e 21. Și în secolul 20, Doamne, e valabil și în 21, și dacă mai ține lumea și în 22, și până vine Domnul Iisus, e adevărat cuvântul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Amin. Și Dumnezeu a zis și Dumnezeu ne-a făcut să fim împreună, să avem o familie. Și acum, în ziua aceasta, aș vrea să spun, apoi altă încercare când au venit norii negri la orizontul vieții mele și mă gândeam, e posibil, Valentina, la 64 de ani, să plece și eu să rămân încă, nici de însurat nu ești bun, nici de văduv să rămâi nu ești bun. Mă gândeam, ce va fi și dacă astăzi sunt împreună cu ea, încă o dată spun din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care vă bucurați. Mă, mai plâng copiii, mai trebuie să ieși cu ei, mai trebuie să îngrijești de ei, dar nu se compară. Acum nici două săptămâni la Biserica Betesda, o soră de 34 de ani. Când am văzut o fetiță de 7 ani, care a venit și a lipit obrazul de obrazul tatălui, mă uitam la bărbatul acesta. Ce durere poți să trăiești după ce ai avut lângă tine un partener de viață și la 34 de ani ia să plece. Mare binecuvântare în viața ta și în viața mea, că Dumnezeu mi-a dat un tovarăș de viață, lăudat să fie Dumnezeu! Domnul Iisus să binecuvinteze și pe aceștia doi. Diana, cu ceva timp în urmă, în apa botezului, mai bine zis, chiar la cateheză, a venit băiatul acesta așa delicat, respectos, politicos, vrea să încheie și el legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Așa m-am bucurat de Jason. Apoi a urmat un timp de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt. L-am văzut pe Jason că a stăruit și chiar se lupta și el în rugăciune. Și Dumnezeu s-a îndurat și de Jason, lăuda să fie Dumnezeu. Ți-ai ales un băiat pocăit. Te-ai lăsat aleasă tot de un băiat pocăit. Doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce frumos poartă Dumnezeu de grijă. A trimis un somn adânc peste Adam, a luat una din coaste, a confecționat Dumnezeu o frumusețe, că Dumnezeu merge numai din frumusețe în frumusețe. Și în ultima treaptă a creației, creează și o femeie. Am auzit că arabii spun, dar femeia n-are suflet. Măi, de unde ați luat-o asta? Numai din Coran, poate. La noi, în Biblie, scrie... Nu ne-a dat unul singur suflare de viață. Dumnezeu n-a luat cu asta și a uitat să pună. Era doar o carne cu oase și cu sânge. Nu, Dumnezeu a suflat suflare de viață și în partenera de viață a lui Adam, în Eva. Și Dumnezeu a făcut un suflet viu și din ea
și a dus-o la om. Și omul a devenit proroc. Auziți, n-a știut nimic, a dormit o anestezie completă și când vede lângă el o soție, începe să prorocească. Os din oasele mele, carne din carnea mea. Și acum spune pentru toată generația de suflete care vor fi pe pământ. Auziți, prorocește Adam. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și așa este până azi, în secolul 21, cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit și se împlinește în fiecare biserică creștină, lăudat să fie El. Și nu numai s-o recunoască și ateii, s-o recunoască și musulmanii, în cartea noastră sfântă e scris și Dumnezeu a împlinit în tocmai de mii de ani, peste aproximativ 6.000 de ani de civilizație umană, cuvântul acesta lui Dumnezeu a rămas să se împlinească și cu noi, lăudat să fie Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, îl slăvim și dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe aceștia doi. Așa, elegant sunteți și politicoși și toată stima pentru voi, dar așa peste câteva zile coborâm în realitate, dincolo de fericirea și bucuria care ne îmbracă în ziua logodnei și în ziua nunții și toți ne zâmbesc și așa, plonjăm în realitatea dură a vieții. Și aici aș vrea să spun cei sunt. Dacă Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și a intrat în apa botezului, azi urmează să închei un legământ tot în fața poporului lui Dumnezeu aici. De asemenea, Diana, când vezi da de realitatea vieții, n-aș vrea vreodată, vreunul, să ajungă în starea cum am ajuns să stăm de vorbă cu unele surori și să spună, nu-l pot ierta. Măi, soră, dar ai încheiat un legământ cu Dumnezeu și acum aveți mulți copii. Nu-l pot ierta. Mă, dar ai jurat că vei păstra legământul căsătoriei până la moarte. Ce mi-a făcut ea sau ce mi-a făcut el, e mai rău decât moartea. Nu mai spune, chiar nu mai poți. Zic, atunci te-ai debarasat de rugăciunea Tatăl nostru, te-ai legat și ai îmbrățișat un păcat de moarte, pentru că Biblia spune, dacă voi nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru nu o să vă ierte păcatele voastre. Asta este clar. Nu, mie mi-a plăcut cea mai frumoasă descriere a păcatului care duce la moarte, am auzit-o din gura unui senator român pe care Dumnezeu l-a cercetat, fratele Roșca, și a spus, nu mai căutați alte păcate de moarte care duc la moarte. Unul pe care Dumnezeu ne avertizează să nu-l facem este acesta, să nu-l poți ierta, să nu-l poți vedea. Îți va aduce satana câteodată și de ce să nu o recunoaștem? Și soția mea a avut momente când mi-a zis, mai eu am crezut că ești ăla de la Ambon, dar măi, nu-i chiar așa, așa te-am ridicat în slăvi în inima mea și am zis, ăsta e să-l pui la rană, un băiat de nota 10, măi, nu-i chiar așa. Dar și eu am zis, și pe tine, așa politicoasă erai, așa respectoasă, așa mă doreai, nu știai cum să intri în grația mea, și așa suntem cu toții. Până ne căsătorim politicoși și după aceea avem nevoie de iertare. Jason, va trebui să o ierți pe Diana. Când va greși, va trebui să o ierți. Diana, va trebui să-l ierți pe Jason. Ăștia suntem noi. Dacă cineva nu greșe niciodată în adunarea Grace, eu mă mir. Sunteți singura biserică din lume unde cineva n-a greșit niciodată. Ar trebui
ca să vă caute toți să fie pelerinaj pe la Grace, că așa biserica nu mai iese în toată lumea. Dar eu spun, fraților, cred că suntem atât de realiști și de sinceri. Avem slăbiciunile noastre și dacă nu ne iertăm unul pe celălalt, nu semănăm de acum cu Dumnezeu, nu! Dumnezeu ne-a dat imaginea aceasta. Da, mie nu-mi place singur, dar mie îmi place ca să iert. Vrem să rămânem, să semănăm cu Dumnezeu până la capăt? Trebuie să iertăm. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze toate familiile și să ne ajute tuturor să trăim pocăința cu adevărat, să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții, să ne prețuim. Și nu uitați, aici, în casa lui Dumnezeu, o să vi se spună de fiecare dată cele mai frumoase sfaturi. Când aveți nevoie într-un impas al vieții, aici Dumnezeu dă biruință. Fiți nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, ascultați de Dumnezeu și de cuvântul Lui și să moștenim cu toții viața veșnică cu Domnul Iisus. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Acum urmează să, împreună cu fratele Dan, să oficiem căsătoria celor doi, să întrebăm, așa că vă invit să stați ridicați, dacă ni se poate aduce un microfon. Nu, doar ei doi, doar ei doi. Vă putem întreba și pe dumneavoastră, dacă cineva are nevoie de un nou legământ, luați legătura cu noi. Jason, aș vrea să te întreb astăzi, înaintea părinților tăi, înaintea rudelor tale, înaintea Bisericii Domnului Iisus Hristos și înaintea lui Dumnezeu. Dacă din dragoste, de bunăvoie, nesilit de nimeni, de nicio împrejurare, intri în acest legământ al căsătoriei împreună cu sora Diana. Da. Și aș vrea să te întreb dacă dorești până la capăt să rămâi credincios, să te păstrezi doar pentru ea, și indiferent de situația prin care viața vă va duce, vei rămâne lângă ea credincios și o vei iubi până la capăt. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ziua aceasta, așa după cum ați putut observa, o zi de mare bucurie. Mă gândeam în timp ce dumneavoastră zâmbeați, oare de când a fost așa multă bucurie la biserică? Voi sunteți motivul. Și ne bucurăm de voi și ne rugăm ziua aceasta să fie într-adevăr cu binecuvântare. Însă vreau să spun ceva înainte să o întreb pe Diana. Pentru ei doi este o zi de mare responsabilitate. De aceea, chiar dacă e bucurie, e zâmbet, suntem frumoși, ei s-au stresat să se îmbrace, să fie asortați, să... i-am spus o rochie extraordinară. Când am văzut-o intrând, mă gândeam, oare cum va arăta mireasa lui Hristos? Dar ziua aceasta, dincolo de toate lucrurile, e mare responsabilitate. Daul acesta va cântări foarte mult înaintea lui Dumnezeu. De aceea, plonjând în realitate, vă întreb, te întreb, Diana. Ești decisă ca toată viața ta să iubești și să respecti bărbatul acesta? Da. Realitatea vieții ne învață că după o perioadă de timp, oamenii intră într-o anumită rutină, greutățile vieții șlefuiesc dur ființa umană. Ești decisă să lupți până la capăt pentru relația dintre voi doi? Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Acesta, lupta până la capăt, implică foarte multe lucruri. Eu vă mai spun ceva înainte de rugăciune. Cuvântul Domnului spune așa, purtați-vă într-un chip vrednic de Domn. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să vă rog să îngenunchiați. Aici, în față, te rog să vă stați la spate. Invit biserica să stea ridicată. Frate Nicu, te rog, frate Nicu. Te rog. Și aș vrea prin... frați, să cerem binecuvântarea Domnului.
Iubitule Tată care ești în ceruri, împreună cu frații slujitori, împreună cu biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, în momentele acestea solemne de cununie religioasă, chemăm din nou numele Tău, chemăm din nou binecuvântarea Ta și chemăm din nou prezența Ta în numele prea iubit și scump al Domnului Iisus Hristos. Mă rog în această zi pentru cei doi tineri, te rog frumos privirea Ta să fie asupra lor, fața Ta să strălucească peste ei, cărarea vieții lor să fie, Doamne, sub atenția Ta într-un mod deosebit. Și dacă ai hotărât să-i chem din lumea aceasta, și dacă ai hotărât, Doamne, să-i împuternicești în mijlocul acestei lumi, și dacă ai hotărât, Doamne, să le descopere Evanghelia, rugămintea mea este, în primul rând, mărește-le credința și puterea să rămână împreună credincioși până la capăt. Mă rog pentru sora Diana, în dimineața aceasta, în calitate de soție, să-i dai multă înțelepciune, să o îmbraci cu multă răbdare, cuvântul ei să fie un cuvânt al mângăierii, un cuvânt al lucrului pozitiv, văzut bine din perspectiva lui Dumnezeu. Atunci când se va pleca pe genunchi și va cere de la Tine în rugăciune, ajutor, te rog să o asculți din cerul Tău prea înalt. Atunci, Doamne, când poate va trebui să mijlocească pentru soțul ei, atunci când boala poate va lovi în familia ei, când va avea întrebări și când nu va găsi răspuns în altă parte, ori de câte ori își va îndrepta gândul spre Tine, te rog, mângâierea Ta să fie peste ea. Cuvântul Tău să fie peste ființa Ta, Duhul Sfânt să se odihnească peste ea și să o binecuvântezi. Dumnezeule adevărate, te rog să binecuvântezi trupul ei, să-l păstrezi sănătos. Doamne, dacă vei rândui să fie mamă, te rog frumos din pântecele ei, Doamne, copilul acela să fie, sau copiii aceia să fie făcuți sănătoși, întregi. Te rog din toată inima să-i dai, Doamne, calitate de mamă deosebită. Să o înveți, Doamne, cum să-și crească copiii în frica de Domnul. Să dai, Doamne, putere să lupte pentru ea și pentru familia ei și pentru soțul ei deopotrivă. Cer binecuvântare peste tânăra aceasta. Doamne, provocările vieții sunt așa de multe și Tu le cunoști. Te rog frumos, Doamne, dă-i abilități speciale. Doamne, dă-i îndemânare specială și fie peste ea puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, pentru bărbatul acesta, mă rog în dimineața aceasta, toiagul pâinii să așeze în mâna lui. Aleluia. Toiagul cârmuirii să fie în mâna lui. Amin. Toiagul înțelepciunii să fie în mâna lui. Amin. Dar, Doamne, să fie și toiagul preoției în casa lui. Amin. Te rog frumos, înțelepciunea lui Dumnezeu să fie peste mintea lui. Amin. Și indiferent de contextul politic, social, economic în care vei îngădui să locuiască familia aceasta sau zona geografică în care va fi, bărbatul acesta să aibă din partea lui Dumnezeu discernământ curat, să deosebească binele de rău, să aibă capacitatea să aleagă binele pentru slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea familiei lor. Te rog din toată inima, binecuvântă-l, întărește-l, sprijinește-l și ajută-l, Doamne, ca în toată viața lui să fie un suport și sprijin pentru soția lui și pentru copiii lor. Îi încredințez în mâna Ta, mulțumindu-ți în ziua aceasta că Tu vei ajuta să se poarte într-un chip vrednic de Tine. Amin. Doamne, binecuvântat să fii pentru că ne-ai binecuvântat casele cu tineri care au crescut frumos, cu tineri care sunt curați. Și mă rog, Doamne, să binecuvântezi viața lor în continuare să fie, Doamne, trăită în curățire, în sfințire, în credincioșie înaintea Ta. Și, Doamne, acest legământ pe care astăzi l-au pecetluit aici, în prezența Ta, în virtutea acestui legământ să trăiască, Doamne, până la capătul vieții pe pământul acesta. Da, Doamne, au nevoie de dragoste, au nevoie de iertare, au nevoie de înțelepciune, au nevoie de bunătate. Și, Doamne, de câte lucruri nu mai are nevoie o familie pe pământul ăsta. Te rog pe Tine să le dai pe toate, Doamne. Și te rog pe Tine, Doamne, să Te cobori în casa aceasta. Și cuvântul Tău și Duhul Tău, părtășia Duhului Tău, să nu fie niciodată lipsită din casa aceasta. Când norii, Doamne, se vor abate, când vânturile vor sufla, când valurile se vor ridica,
Hristoase, fii la cărma vieții lor și ia cu al tău cuvânt să aduci pacea și să dai bucurie. Tu ai promis, Doamne, că vei fi cu noi și te rog astăzi să fii cu această familie. Îl binecuvânt, Doamne, pe Jason în calitate de soț și o binecuvânt pe Diana în calitate de soție. Doamne, poate că viața lor de căsătorie nu va fi perfectă, dar știu că Tu în bunătatea Ta îi vei ajuta, Doamne, până la capăt, așa cum ne-ai ajutat și ne ajuți pe noi. Ajută-i și pe ei, Doamne, să fie o familie care să fie sare și lumină, o familie care să arate chipul Domnului Iisus Hristos și care să trăiască la înălțimea chemării de copii ai Tăi. Îi binecuvânt, Doamne, și le binecuvânt casa. Poartă de grijă, Doamne, cu un acoperiș deasupra capului. Poartă-le de grijă cu o bucată de pâine pe masă, Doamne. Poartă-le de grijă cu sănătate, Doamne. Binecuvântă lucrul mâinilor lor. Binecuvântă rodul dragostei lor. Și dacă le vei da, Doamne, dă-le binecuvântare în toate lucrurile. Astăzi îți mulțumesc pentru părinții care i-au crescut. Te rog să binecuvintești și să cercetezi inima lor și golul care rămâne să fie umplut de Tine. Și astăzi să conștientizeze fiecare familie că n-au pierdut ce au mai câștigat un suflet. Binecuvântă bunicii pe fiecare în parte. Binecuvântă bisericile în care au crescut și biserica în care se vor implica. Binecuvântă întreaga audiență și numele Tău îl punem peste această familie și îți mulțumim că i-ai binecuvântat. Amin. Vă rog să vă ridicați. Știu că aveți un moment în care aveți două verighete, să le puneți. Aveți? Este un semn din lumea aceasta prin care voi țățuim eu. Care-i primul? Curaj, Jason. Probabil când veți privi la mâna voastră, vă veți aduce aminte că sunteți căsători, dar asta nu e totul. Când veți privi unul la celălalt, aduceți-vă aminte că ați fost creat de Dumnezeu, unul pentru celălalt. Aș vrea acum să îl invit pe fratele Dan să mulțumească lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta, urmând apoi a face anunțurile pentru toți care doresc să meargă să participe la sărbătoare. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această zi care a lăsat-o în viața noastră ca să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Este o zi de bucurie pentru Diana și pentru Jason, pentru familia Morhan, pentru familia Sav și pentru toți cei din locul acesta și pot să spun și pentru cei dragi care ne urmăresc pe internet în acest moment. Îți mulțumim, Tată din cer, pentru prezența Ta în locul acesta. Cred că este o zi de bucurie și în cer, pentru că acești doi tineri, Tată din ceruri, au ales să spună da, să supună voii Tale. Și după cum am auzit și în cuvântul de azi, au ales ca să mărturisească lucrarea care a lăsat-o de la început între un bărbat și o femeie, căsătoria dintre ei doi. Îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru că ai ascultat rugăciunea fraților care s-au rugat pentru ei și au cerut mai mult Tată din cer decât aș fi putut eu să cer și s-au rugat așa de frumos. Îți mulțumesc că te-ai ascultat rugăciunea lor. Aleluia. Îți mulțumesc pentru că te-ai ascultat rugăciunea fraților care s-au rugat pentru ei când au fost mici și au fost dus la binecuvântare și de-a lungul timpului, Tată din cer, am putut să vedem paza și ocrotirea Ta asupra lor. Îți mulțumesc că ce binecuvântezi Tu rămâne binecuvântat din generații în generații și avem dovadă aici pe bunicii lor, suntem noi ca părinți și cred că Tu vei binecuvânta pe ei și copiii lor și copiii copilor lor. Îți mulțumim pentru aceasta, slăvim și laudăm numele Tău și Te rugăm ca să binecuvântezi ziua care ne stă în față în continuare. Rămâi, Te rog, în familia lor prezent, în viața lor, lasă dragostea și pacea Ta peste ei să înțească în fiecare zi. Îți mulțumim pentru că ne iubești și că suntem copiii Tăi. Slăvim și laudăm numele Tău în veci de veci. În numele Domnului Hristos ne-a rugat. Amin. Rog biserica să ocupe locul. Te rog să spui specificațiile la masă. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor pentru prezența dumneavoastră, pentru participarea la nunta dintre cei doi, Diana și Jason. Vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră, pentru rugăciunile dumneavoastră și tot cu ce ați ajutat, cu un sfat, cu o vorbă bună. Mulțumesc Bisericii Grace pentru
tot ce a făcut eforturi ca să putem să avem această nuntă, o organizație extraordinară pentru frații Goșier, pentru tot ce s-a făcut aici. Mulțumesc fratelui Iulian, fratelui Păstor Dan, fratelui Nicur, fratelui Moise. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bisericii Betel, care a luat parte cu noi. Dorim să vă invităm pe toți la masă care este la Crystal Garden. Cred că toți suntem familiarizați cu locul acesta și vă așteptăm cu drag. Mulțumim! Chiar dacă la ora 12:30 se deschide sala pentru noi, vă rugăm, conduceți cu atenție. Abia la ora 1 se începe masa, din câte știu, așa că vă rugăm, take your time, ca să fie într-adevăr o zi cu bucurie, fără alte incidente. Acum aș dori să dau posibilitatea celor doi, pe muzica pregătită, să meargă în coridorul bisericii, acolo unde pot fi salutați de noi toți, și apoi însoțiți de familie, se face eliberarea sălii în dimineața aceasta. We'll be right back.